make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Mirel Rădoi. Suntem, ca de obicei, pe banca Stelei, avem 10 meciuri jucate, 22 de puncte, cu 2 puncte în spatele Astrei. Meciul împotriva celor de la Botoșani este în deplasare și îl vom simula. Echipa este deja pregătită, după cum vedeți, am făcut câteva schimbări față de meciul trecut. Să simulăm cu Botoșani. Vom simula mai multe meciuri, cel puțin astea cu echipele mai ușoare le vom mai simula. Batem cu 2-0, era și de așteptat, marcator Tadej și Bugema. Bugema l-am băgat noi în primul sege pentru acest meci și a marcat din nou. Mirel Rădoi își face foarte bine treaba la echipă, știe ce să bage. Acum în acest meci cu Chiajna voi băga și pe Vâlceanu, iar aici va intra Chipciu în locul lui Aganovi, Stanciului, Bugema, Texeira, Marquinhos intră și el, Toșca și Râpă, dar de altfel și Valentin Cojocaru, despre care am înțeles, deci chiar mi-a spus un fan că ar vrea să îl vadă mai mult și pe Cojocaru, i-a spus că o să-i dau și șansa lui și a spus că nu în simulări. Îl voi băga în această simulare, dar te asigur, prietene, că o să joc și cu Cojocaru. Voi simula toate aceste 4 meciuri din campionat. Știu, apoi o să ziceți, băi, simulez prea multe meciuri, dar cred că e mai bine așa, credeți-mă. Și voi juca voi juca împotriva Viitorului în sferturile Cupei României și cu Astra în Liga 1. Deci simulăm și acest meci împotriva Concordiei din Chiajna, care are în ultimele 3 meciuri o înfrângere și 2 victorii, deci va fi foarte greu. Exact ce spuneam, un egal. Nu este prea bine, dar este un egal care ne ține pe primul loc. Vedem, avem 26 de puncte, dar acum cadem pe locul 3. Iată, am văzut acolo doar 3 jucători selecționați la Naționala României, dar Stanciu în premieră selecționat. Ok, meciul cu Rapid București. Vom juca tot cu același prim 11. Vâlceanu din nou titular și de această dată împotriva Rapidului. Și batem cu 4-1, dubla lui Chipciu, marchează și Vâlceanu și Gregori Tadej este și el cel care marchează încă un gol. Foarte interesant, Gregori Tadej marchează meci de meci, ceea ce nu vezi în realitate. Ok, ofertă de la Naționala României. Deja ofertă de la România, nu o să accept Naționala României, nu vreau să iau Naționala României, nu are rost. Ok, să pregătim meciul acesta în care va intra Peterson Pesania împotriva Iașului. Hai să lăsăm așa, Peterson Pesania doar. Tot același primul 11, doar cu Pesania schimbat. Ai de capul meu. Și ne bate Iașul, din păcate nu suntem prea buni în deplasare. Ne-a bătut Iașul cam rău. Asta este, nu este totul pierdut, dar seama se mai întâmplă. Vom juca cu Viitorul și în poartă vom începe cu Cojocaru. Pe dreapta va intra Alsenat, în centru Varela și Pap. Va intra Giugue, va intra și Giugue, Cedric Giugue, Toșca, Guilherme, Sitia, Texeira, lăsăm pe Texeira, Stanciu lăsăm și pe el, Aganovic, Hamrun, trebuie să intre și Hamrun, Gabian cu titular și îl vom lăsa pe Marquinhos. Acesta este 11-le nostru, primul nostru 11 pentru acest meci care l-am alcătuit. Eu sper să dea roade și să ne impunem, să ne calificăm mai departe în semifinalele Cupei României.
Iată l acum pe Aganovic. Aganovic cu o pasă bună la Hamrun pentru Alsenat. Alsenat îl vede foarte bine pe Aganovic. Aganovic 1 la 1 acolo cu Mitrea. Aganovic trece de Mitrea, dar jucătorul nostru, Paul Pârvulescu, îl deposedează pe Aganovic. Deci ce l-o fi băgat Hagi ăsta pe Pârvulescu? Nu e bine să-l bage dacă a jucat la noi! Șutul lui Sitia în blocaj și trage în Aganovic, din păcate. Iată, nu se dă nimic dacă a tras în Aganovic, vă dați seama de cât au de poartă pentru viitorul. În poarta viitorului este Albuț, un portar bătrân, cam 34 de ani are Albuț dacă nu mă înșel. Sau este Albuț, este da, portarul de 34 de ani din poarta viitorului. Bine, acum este Pesania în poarta la viitorul și nu a avut niște meciuri foarte bune. Iată-l pe Hamrun, ce preluare frumoasă face în fața lui Pârvulescu. Hamrun pasează, nu a fost o pasă rea, dar a interceptat acolo Mitrea. Era o pasă către Gabian cu acesta, însă a așteptat balonul și Mitra a interceptat. Enrique încearcă o pasă, dar iese bine cu jocarul. Acum Guilherme. Guilherme trece foarte frumos. Guilherme, iată ce pătrundere frumoasă. Guilherme, bara lui Guilherme. Ce ocazie avem aici prin cine altul decât Guilherme. Ne amintește de vremurile în care era la Petrolul acest jucător și spunea chiar Cosmin contra Guilherme, poate să joace la orice echipă din Europa, numai la Steaua, nu? Am avut dreptate, a jucat la Steaua și n-a făcut-o foarte bine, în cel nici al Senat, care a fost împrumutat la voluntari în cele din urmă, acolo unde a luat un roșu într-un meciul care l-a avut voluntarul cu Craiova, pierdut cu 3-0. Mă rog, asta așa ca un amănunt mai mic. Giuguie, din nou greșeala lui Giuguie, ce să mai, că eu am greșit aici, m-am dus ca nebunul. Foarte bine, foarte bine acolo Cojocaru, chiar dacă a tras pe el, eu zic că e ceva foarte bine, dar iată pe Giuguie. Trece, are forță, nu are cum să piardă mingea acolo Giuguie, Sidric Giuguie. Și acum celălalt fundaș al nostru de culoare și mare este Fernando Varela pentru Alsenat. Alsenat la Hamrun, pasă foarte frumoasă la Aganovic. Aganovic trece, este în careu Aganovic, dar este oprit de Mitrea. Pană, este în careul nostru, centrează Pană, centrează periculos. Cojocaru reușește să respingă în corner. O schimbare la viitorul, cred că a ieșit Florin Tănase. Mă rog, să efectuăm și noi încă o schimbare. Îl vom băga pe Gregory Tadei în locul lui Marquinhos și va intra ca vârf Gregory Tadei. Bine, deși poate juca și pe partea stângă, cel puțin aici în FIFA. A ieșit și la noi Marquinhos și a intrat Gregory Tadei al Senat. Respinge cele din urmă această minge. Acum Hamrun cu contraatacul nostru, Iurgurta, Hamrun. Hamrun îl vede bine pe Tadei, dar nu-i pasează foarte bine. Gregory Tadei oare va ajunge la această minge? Ce viteză are francezul Gregory Tadei, care centrează foarte bine chiar. Ce fază, cum a prins Tadei această minge și a centrat-o. Cât efort, la fel ca în realitate Tadei depune un efort mult, un efort mare în realitate. Dar, din păcate, nu este fructificat de, să zicem așa, de statistici, de goluri până la urmă. El a avut multe asisturi la Steaua, dacă vreți să știți. Deci foarte multe meciuri a dat pase de gol, Tadei, în loc să marcheze goluri. Până la urmă a fost de folos echipei, prin pase de gol. Dar, în opinia mea, echipa aceasta nu avea acest teamwork și nu avea valoare la centru și rezistență, după părerea mea. Parcă era o echipă mai obosită, echipa lui Rădoi. Acum este parcă mai fresh de când a venit Reghe. Bine, și cu acest Neubert, acest preparator fizic. Acum să vedem pe Alsenat. Alsenat pentru Stanciu. Stanciu foarte bine, dar nu dă drumul la balon Gabi Iancu așa cum trebuie. Trebuia să vină o minge în centru. O lansare foarte bine Alsenat și bun și în apărare și în atac Jean-Sony Alsenat. Și atât pe Cojocaru, poate viitorul Neuer sau Neuer al Stelei, de fapt. Valentin Cojocaru, Stanciu acum, Stanciu nu trece de Hodorogea, minutul 75, este Bănel Nicoliță, viitorul încearcă, are curaj, iese la atac și iată pe Henrique cu o pasă la Cătălin Munteanu, nu se poate, este penalti, mai avem o șansă măcar. Mingea a intrat în poartă, mai avem o șansă, este Bernardo, jucător cred al lui Dinamo, care bate acest penalti, Bernardo! Bernardo, am crezut că va da pe jumate, dar din păcate a dat pe partea stângă lui Cojocaru, nu ne-am aruncat aici.
Minutul 78, trebuie să facem o revenire. Noi trebuie cumva să revenim, este minutul 88. Dar știu că putem, însă nu este bine dacă viitorul este la poarta noastră. Olinga de nou, Olinga pentru Bonilia. Bonilia foarte bine oprește al Senat această fază, dar Bugeman nu dă drumul balonului. Și aici se termină. Din păcate, aici se termină. Enrique Bernardo reușește să marcheze, scăpat liber, liber aici. Reușește să marcheze, din păcate 2-0 pentru viitorul, din păcate cam aici cu aici se oprește drumul nostru în Cupa României. Și nu mai ai ce face, că mai dau un gol acum degeaba. Uite, Iancu, hai să dăm golul de onoare, zic, dar obosiții mei, Doamne! Cum mă, n-ai trecut acolo, obositule? N-ai, deci am avut niște jucători, asta e scuza mea, deci antrenorul n-a greșit, Rădoi n-a greșit, a fost jucătorii prea obosiți. Păcat, hai, lăsând gluma la o parte, păcat, Enrique Bernardo a făcut o dublă, un gol din penalti și acest ultim gol. Ieșim așadar din sferturile Cupei României, nu se poate așa ceva imposibil. Ne mai rămâne meciul cu Astra Giurgiu de jucat, să facem echipa și pentru acest meci. Aganovic nu prea mi-a plăcut din nou, Aganovic, Giugue iese, va intra și Toșca, vă lăsa tot pe Cojocaru, Teixeira, Stanciu, Kipciu, Hamrun, Tade și Marquinhos. Acesta este primul nostru 11 cu care vom juca în acest meci. Împotriva Astrei pe teren propriu, să sperăm că o vom învinge pe echipa lui Șumudică, dar nu a reușit. Și William de Amorin dă drumul la balon, o pasă excelentă pentru Budescu. Budescu centrează, îl vede liber acolo pe Fatai. Iese greșit tânărul Cojocaru, noi l-am scos greșit, ce să mai. Și Fatai reușește să marcheze. Astra conduce cu 1-0, minutul 12, gol Kehin de Fatai. Nu suntem, din păcate, așa cum ar fi trebuit. N-am început așa cum ar fi trebuit acest meci. Acum Stanciu, așteaptă Marquinhos, primește de la Stanciu, Marquinhos centrează chiar periculos, dar balonul este respins de cei de la Astra, care încearcă din nou un contraatac. Este Constantin Budescu, un jucător foarte, foarte periculos. Am văzut ce pase poate să ofere acest Constantin Budescu, cât de bine poate vede meciul și în realitate, dar și în FIFA ne-a arătat asta chiar la golul lui Kehin de Fatai. El a fost cu acea pasă surprinzătoare la Fatai, care totuși a rămas singur acolo. Enache centrează, și Fatai din nou cu capul. Ocazie mare pentru Astra. Iată lovitura de cap a lui Fatai. A lăsat totuși mingea cu încredere cu jocarul că va ieși în afara terenului și așa a fost. Enache în prezent este proprietatea noastră. Acum Al Senat, o pasă foarte frumoasă la Marquinhos. Marquinhos, preluare bună, Marquinhos! Trage și apără Silviu Lung. Va fi corner pentru echipa noastră. Va bate Alex Kipciu, centrează la Varela, care dă cu capul, dar nu face foarte bine. Hamrun, gol! Iurgurta, Hamrun! Reușește să marcheze algerianul nostru, mereu decisiv, care marchează meci de meci până una alta. Iurgurta, Hamrun, un jucător care mie îmi place atât, dar atât de mult. Își face treaba excelent și marchează împotriva Astrei. Iugurta Hamrun, 1 pentru 1 la 1 și iată pe Tade, ce recuperare bună, se este deposedat imediat acolo de William de Amorim. Așa, să vedem acum pe Fernando Varela, faultat de Enache, nu este faultat de Enache și Seto încearcă să profite aici. Seto copasă către Budescu, dar foarte bine se refiază Paul Pap și minge la Cojocaru, care lansează imediat pe Stanciu. El a atins mingea dintre acești toți jucători. Nicușor Stanciu a atins mingea. Dintre toți acei jucători, el a fost cel care a dat cu capul, vă dați seama. Și este un jucător scund, acum serios vorbind, Nicușor Stanciu. Să vedem o pasă excelentă la William de Amorin, care este deposedat foarte bine de Al Senat. Oh, Varela, ce greșeală! Varela, nu se poate! William de Amorin, pe lângă poarta lui Cojocaru. Cojocaru a primit multe șuturi. Au fost mai buni astralii ca noi, asta este drept.
Și iată ce face al Senat, ce pasă greșite de aici Ansoni al Senat. Nu iese mereu pasele, dar e un jucător bun al Senat, cu calități tehnice foarte bune. Iată acum pe Fernando Varela, cu o pasă la Chipciu, Chipciu leagă bine cu Stanciu, din nou la Chipciu, care centrează pentru Tade, gol! Ăla-i mă, Gregory Tade, golgetterul nostru! Iată-l dând cu capul său de 2 metri până la urmă, pasă frumoasă aici și centrare din prima a lui Stanciu, dintre doi adversari de Gregory Tade. Bine, și centrarea lui Stanciu a fost una bună. Și Tade își face treaba așa cum trebuie, marchează și întoarce scorul în minutul 45, conducem pe Astra cu 2-1. Este un final de primă repriză foarte, foarte bun pentru noi, în care reușim să marcăm în cele din urmă prin Gregory Tade. Marcăm două goluri și conducem, dar încă nu s-a terminat prima repriză, este William de Amorin cu un șut periculos. Parcă n-ar fost nici unii și intrare acesta lui William de Amorin. Și prima repriză se încheie. Intrăm deja în a doua repriză, conducem pe asta cu 2-1 după ce am fost conduși cu 1-0, o întoarcere de scor foarte frumoasă, Hamrun și Tade, cei care au marcat foarte bine acum Varela și excelent mai departe pentru Hamrun. Hamrun primește acum sprijin din partea lui Al Senat pentru Tecșeira, combină cu Al Senat, e în offside Hamrun, nu este în offside, oh my god, nu i-a fost un offside Hamrun. Am văzut greșit acolo, dar bine că am văzut greșit până la urmă. Acum Tecșeira pentru Stanciu. Stanciu mai departe la Toșca! Pe lângă poartă trage Toșca. Ocazie, încă o ocazie avut aici prin Alin Toșca. Șutul său s-a dus pe lângă poarta lui Silviu Lung Junior. Ei bine, în deschiderea prezei de secunde noi suntem la poarta Astralilor. Să sperăm că aici vom rămâne și că nu vom mai lua un alt gol. Ba, din potrivă, vom marca noi. Acum Hamrun cu o pasă bună la Marquinhos. Se demarcă aici Marquinhos. Marquinhos intrează pentru Tade. Tade! Tai de capul meu. Tade trage slab, a prins mingea în aer, îl înțeleg. Până la urmă e o execuție grea să dai din prima să nu cadă mingea. Adică pentru mulți care joacă fotbal, dacă jucați fotbal, poate vă dați seama de ce spun aici. Dacă jucați fotbal în real life. Acum foarte bine a deposedat acolo cei drept William de Amorin și Hamrun nu a mai avut ce face. De capul meu, cred că a fost tens la Fahtai, da, a fost tens la Kehin de Fahtai. Și o schimbare la Astra, cred că a ieșit Takayuki Seto. Nu mai lăsăm să se mai vadă. Ce frumos trece Stanciu cu noroc, mingea ajunge la Toșca. Acum Budescu, tai de cap câte pase greșite am dat aici și Varela a fost cel cu pasa greșită, asta nu prea vine să cred, fază periculoasă pentru Astra, Budescu e la poarta noastră, Budescu reușește să marcheze pentru Astra, Budescu gol și pasă de gol și Astra din păcate conduce, de fapt egalează, este scorul 2-2. Minutul 65, Astra egalează, dar trebuie să revenim, mai avem timp la dispoziție, să sperăm că vom ajunge din nou să conducem acest meci. Iată acum pe Toșca greșind o pasă simplă era pasa asta, Toșca, te mănânc cu fulgi dacă nu recuperezi acum. Toșca coboară, Toșca de capul tău. Toșca e aici ca și în realitate. Dacă trece de jumatea terenului, nu mai știe ce să facă cu mingea la picior. O, Varela, din nou aceeași greșeală, dar Cojocaru! Oh my god! Holy fuck! Incredibil, Cojocaru, eroul nostru, dragi prieteni! Ce reflex a avut aici Cojocaru! Senzațională parada lui Cojocaru, care este crucial aici pentru noi și ne salvează. E, vrea să arate că poate fi un portar bun pentru noi de Champions League. Foarte, foarte frumoasă de intercepția, parada lui Valentin Cojocaru, superb. Budescu foarte periculos, încă o dată Budescu apără Cojocaru. Din nou apără Valentin Cojocaru, șutul periculos al lui Budescu. Corner pentru asta, minutul 81. Să vedem pe Enache, este cel care bate pentru același Budescu. Budescu ne omoară, ai de capul meu, ne ucide Budescu. Nu pot să cred, Budescu marchează cu capul în poarta lui Cojocaru, minutul 81 marchează Constantin Budescu, Cojocaru este învins, ce păcat,
Dar trebuie acum să egalăm din nou și Stanciu. Stanciu pentru Toșca, Alin Toșca, un meci slab făcut de Toșca, iată, nu reușește să treacă aici de Rus. Toșca o prestație mai mult decât slabă, din păcate. Poate că asta ne-a costat, cât de prost a bătut auto aici. Hai de capul meu, Toșca și Budescu, mereu, nu pot, niciodată nu i-am luat mingea lui Budescu, asta nu prea. Deci asta e incredibil cât de bun poate fi jucătorul ăsta, s-ar putea să ajungă la Steaua, Constantin Budescu. Nu știu de ce a ales el Liga a doua din China până la urmă. Dă-i încolo de bani, băi, dar e incredibil, nu putea să vină și el la Steaua, pe bune acum vorbind. Ajuta mult și Steaua, dar s-a ajutat pe el până la urmă, juca la echipa națională și până la urmă la Steaua ești cu salariul la zi, nici ca la Astra. Așa, treaba lui, el știe mai bine ce e mai bine pentru el. De capul meu, am runs cap această minge, este minutul 90, suntem aproape să pierdem acest meci, din păcate. Morai se întoarce acolo cu mingea, Vincent Laban pentru Găman. Da, hai de capul meu, combină cu fundașii, se vede opera lui Șumudică. Este atât de hoț acest antrenor, iată pe Astra. Tiki-taka, frate, și chiar când am interceptat arbitrul, oprește meciul, extraordinar. Pierdem și cu Astra, două înfrângeri urâte, din păcate. Degeaba au marcat Amrun și Tade, suntem pe locul 4. Ei, nu e foarte bine, iată, Astra are 40 de puncte, mamă, este la 11 puncte acum în fața noastră. Și avem meciul cu Craiova, după aia ASEA și vin transferurile. Trebuie să facem transferuri, avem nevoie de transferuri. Ei, și haide să simulăm și cu această Craiova, deși nu prea trebuia. Simulăm și batem cu 3-1. Kipciu, Hamrun și Marquinhos sunt cei care marchează împotriva Craiovei. Să vedem ce vom face și cu ASEA Târgu Mureș. Suntem, riscăm să pierdem câțiva jucători. Îi mărim contractul și lui Teixeira. Matei nu-i mai mărit contractul, Pârvulescu nu-i mai mărit contractul, vom mări contractul lui Pesania, Crucial îi punem, Vâlceanu 3 ani, squad rotation, Prepeliță, eu am vrut, intenționat să scap de Prepeliță, așa că vă dați seama. Ok, să pregătim meciul pentru acest joc, va intra Peterson, Pesania, Alsenat, Varela, Paptoșca. Va intra și Giuguie și cu Guilherme, Teixeira va ieși și va intra Bugema, în locul lui Kipciu va intra Aganovic, Amrun iese și intra aici, Kipciu, Tade, Marquinhos, care din păcate a cam fost o dezamăgire, Marquinhos. S-ar putea să fie schimbat în perioada de transferuri, deci așteptați-vă la orice. Păi o să vedeți transferurile, o să le vedeți mâine, posibil să le vedeți. Să fie cei mai buni jucători din România care sunt și care sunt atacant. Pentru că avem nevoie ca în retur să facem performanțe mari. Deci acesta a fost episodul de astăzi, din păcate o dezamăgire. Am avut niște înfrângeri decisive, dacă vreți, cel puțin aia din Cupa României a fost decisivă. Dar eu vă aștept cu următorul episod cu transferurile, din nou vom simula toată această perioadă de transferuri, chiar și cu Dinamo, deoarece este pe terenul nostru propriu. Și sper să facem transferurile de care avem nevoie, ca la meciurile următoare să ne descurcăm așa cum trebuie. Au cam fost câțiva jucători care au cam dezamăgit, deci... Așteptați-vă la schimbări drastice și la un lot mult mai bun. Eu am fost Ultra FIFA, rămâneți cu bine și sayonara!